Da. Se împlinesc astăzi 83 de ani de la o crimă cumplită a burgheziei. O crimă care a avut loc puțin mai încolo de aici, la atelierele CFR Grivița, unde de două săptămâni muncitorii porniseră o grevă. Era criză economică mare de tot, se tăiau salariile și muncitorii n-au vrut să accepte ca ei care muncesc să sufere și ăia care se îmbuibă să fie și mai îmbuibați. Era normal să se răzvrătească, era normal să se ridice la lucru. Și răspunsul burgheziei a fost gloanțele. N-a fost singura crimă. Să ne amintim 1907, războaia țărănească, 11.000 de morți în toată țara. Dacă nu chiar mai mulți, 1918, iarăși aici în București, peste 100 de morți tipografi. 1929, lupeni, 22 de mineri uciși. Deci n-a fost singura crimă, asta a fost crima de la Grivița, a fost o crimă într-un șir de crime. Cine au fost cei care au tras? Chiar aceia care au tupeul, nerușinarea, de ce în locul lor, pur și simplu, să fie în locul lor, aș merge cu capul plecat. Nu, stop. Nici n-aș mai ieși din casă, ce să mai cu capul plecat. Asta este. Asta au făcut liberalii 1907-1918, țărăniștii 1929-1933. Uite, privește domnule Iohannis ce au făcut... Privește domnule Iohannis ce au făcut predecesorii tăi. Mai fi de zis că au murit, printre cei care au murit atunci, 7 la număr, putem numi pe Vasile Wright, Dumitru Maier, Dumitru Popa și încă câțiva. Liderii au fost Partidul Comunist din România, mai precis tovarășii Gheorghiu Dej, Constantin Doncea, Dumitru Petrescu, Chivu Stoica, care pe urmă au fost între ghilimele răsplătiți cu ani grei de închisoare. Deci se stătea la închisoare și înainte de venirea comuniștilor, numai că... Și să nu uităm un lucru important, împuțiții după venirea lui Băsescu la putere au distrus acest monument, el fiind refăcut în anul 2006, cum scrie și pe... Ai dreptate, așa este, în placă. Gata.